Bună ziua, prieteni! Cred că putem începe. Da, cred că putem începe. Sunt condiții destul de neordinare pentru o conferință de presă. O facem prin Zoom, o facem sâmbătă. Vă mulțumesc pe toți pentru care v-ați alăturat. Nu am fi făcut-o dacă cazul nu ar fi fost unul cu adevărat important. Noi nu suntem persoane mediatice, eu cu siguranță nu sunt. Este prima mea conferință de presă prin Zoom. Să fiu sincer, este prima mea conferință de presă pentru presa din Moldova în general. N-am experiență cu asta. Ca și companie, ne pricep mai mult la vinificație și agricultură decât la relații cu media. În același timp, cred că este important să comunicăm, pentru că subiectul subiectul este unul de interes public și vrem să demonstrăm transparență maximă astăzi. În primul rând, despre ce vom vorbi despre focarul de infecție de la Etulia. Etulia este un sat din extremitatea sudică a Moldovei, un sat foarte deosebit, deosebit pentru că este un mix cultural foarte unic acolo. Satele Etulia și Cișmipioi sunt sate găgăuze, lumea comunică în găgăuză între ei. Satul Alexandru Ioan Cuza, care e alături, e un sat, probabil, cel mai românesc sat din Moldova, unde lumea vorbește într-o română curată de la născare și o română mult mai curată și mai elevată decât a mea, de exemplu. Și la vinăria din Etulia, oamenii din Alexandru Ioan Cuza, din Slobozia, care sunt sate românești, și cu oamenii din Cișmichioi, Etulia, care sunt sate găuze, întotdeauna au găsit limbă comună, întotdeauna au lucrat împreună. Pentru mine este un exemplu de integrare culturală extraordinară, din care puține avem, cred, în Moldova. Și de asta, familia asta care am construit-o noi la Etulia, întotdeauna a fost o mândrie pentru noi, unde, știți, la toate mesele, pe de o parte era cavurma găgăuză, pe de altă parte erau plăcinte moldovinești. Și familia asta, mecanismul ăsta, întotdeauna a lucrat foarte bine pentru noi. Este una din trei vinării care face parte din grupul Bostavan, platforma de producție Bostavan. Alta este la Moscovei, în raionul Cahul, și alta la Onești, unde avem soiuri mari măsură albe. Grupul e cel mai mare exportator de vinuri din Moldova. Exportăm în peste 30 de țări. Suntem o companie transparentă, plătim salariile curat, nu un plic, de asta contribuțiile la buget sunt foarte mari, probabil mai mari decât restul vinăriilor din Moldova luate împreună. În Moldova am contribuit circa 4-6 milioane de lei la buget național anul trecut. În România, pentru că avem platforme de producție și în România, alte 45 de lei în echivalent de lei moldovinești. Spuneam că nu suntem foarte sofisticați în ce ține de comunicarea cu media. De asta, când am avut primele infecții la vinărie, primele cazuri atestate, ne-am definitivat o serie de criterii, o serie de principii pe intern și ne-am spus că, uite, comunicarea noastră trebuie să corespundă la trei criterii importante. Unul, să fim întotdeauna transparență. Da? Chiar cu riscul ca mesajul nostru să fie denaturate, chiar cu riscul ca să se facă anumite speculații, am vrut din start să demonstrăm transparența radicală. Doi, să comunicăm prompt. Conferința de astăzi este un exemplu. Uneori poate ne-am dorit să mai cizelăm mesajele, să le mai rugumăm, să găsim formulări mai diplomatice. Ne-am spus că o să comunicăm prompt și până acum ne-am ținut de asta, pentru că primele infecții au avut loc în weekendul de Paști, sâmbătă, duminică, luni era o zi liberă, în dimineața zilei de marți, la 8 dimineața deja mi-am emis comunicatul cu primele 5 infecții raportate. Și al treia principiu a fost să comunicăm în limbaj uman. Nu vrem să ne ascundem după formulări complicate, după tot felul de noțiuni abstracte. Deci vrem să vorbim într-un limbaj care lumea să ne înțeleagă. Ok. Deși criza asta cu virusul durează de puțin mai mult de o lună, am impresia că suntem deja de o perioadă mult mai lungă în ea. Dacă țineți minte, starea de urgență în Moldova a fost anunțată pe data de
martie 16, deja pe martie 24, pe 24 martie, la o săptămână de la starea de urgență anunțată Moldova, noi ca și companie am hotărât că trebuie să contribuim la lupta contra pandemiei, că am fost pentru primele companii din Moldova. Am anunțat un fond de donații de 2 milioane de lei, din care ar fi procurate echipamente medicale, echipamente de protecție și susținuți oamenii în categorii sociale vulnerabile. În același timp, dilema noastră a fost una grea, pentru că, pe de o parte, e criza economică, trebuie cumva să strângi cureaua, trebuie să lupți ca să poți supraviețui în criza economică, pe de altă parte, trebuie să-ți finanțezi contribuții la comunitate. Știți, și dilemele astea, care sunt foarte multe, nu sunt simplu de rezolvat. În cazul nostru, sunt mândru de Consiliul Companiei, de managementul companiei, care toată lumea a ieșit înainte și binevol au acceptat reduceri salariale de la 25% până la 100%. Eu am insistat ca, de exemplu, salariul meu să fie redus cu 100% pentru 12 luni. Da? Pentru, pe de o parte, a putea proteja baza noastră de costuri și a proteja oamenii în palierii salariale mai vulnerabile și, pe de altă parte, de a putea finanța contribuții la societate. Asta a fost pe 24 martie, s-au cumpărat ventilatoare Hamilton, s-au cumpărat tot felul de echipamente. Am ajutat spitalul de urgență din Chișinău, spitalul Toma Ciorbă, mai recent spitalul din Comrat. În același timp, într-adevăr, am avut o atitudine foarte serioasă în ce ține de prevenirea ratei infecțiilor, pentru că e lucru corect și responsabil să-l facem și pentru că e lucru rațional, sincer, pentru că toți înțelegeam că în cazul în care avem o infecție la una din platformele noastre de producere, o să trebuia să le oprim. De asta, pe 16 martie, am făcut aici un film al evenimentelor, începând cu 16 martie, și aici vreau să fiu atent la detalii, inclusiv pentru că unii din presă, din necunoaștere sau din rea intenții, deja lasă asta pe conștiința lor, au făcut speculații pe tema asta. De asta vreau să fiu foarte detaliat în ce ține de filmul evenimentelor de până acum. Pe 16 martie, la Itulia, are loc întâlnirea cu prima tură de producție. În mod normal, într-o tură sunt circa 25-30 de oameni. Da, sunt responsabili pe sectoare. Da, pentru a fi informați de planul anti-COVID, întâlnirea a avut loc într-un spațiu mare, 700 metri pătrați, înălțimea podurilor de circa 8 metri, un spațiu bine ventilat. Pe 17 martie a avut loc instructajul pentru cea de-a doua tură. Nu au mai avut loc întâlniri de anvergură la Etulia din 17 martie. Deci, încă o dată repet, nu au avut loc întâlniri după 17 martie. Pe 17 martie se introduce starea de urgență în Moldova. Pe 18 martie deja am avut prima livrare cu toate materialele de protecție, măști, mănuși, dezinfectante, soluții clor pentru încălțăminte, lămpi ultraviolete. Ca să înțelegeți realitatea unei dinării în pandemie, absolut tot ce intră în fabrică este dezinfectat cu lămpi ultraviolete sau cu soluții. Toate documentele care vin la șoferii de tiruri, de exemplu, care călătoresc peste hotare, sunt pachetele de documente sunt dezinfectate cu lămpi ultraviolete și cu soluții, dacă este cazul. Da. Se păstrează distanțarea fizică la producere. Are loc instruire continuă pentru ca oamenii să respecte normele. 24 martie, după cum vă spuneam, am anunțat donațiile pe care le-am făcut. Pe 9 aprilie au fost raportate primele cazuri la Cișmicău și Etulia. Nu au fost angajații noștri, dar evident că asta ne-a pus suplimentar în gardă. Deja numărul cazurilor în Moldova creștea. Atunci am confirmat încă o dată planurile că vom închide toate platformele de producere în perioada pascală, în fiecare an în perioada pascală, după Paști, închidem platformele de producere pentru ca oamenii să mai odihnească și pentru că sunt multe zile de liberi din lucrătoare atunci. Și am decis să facem lucrul acesta și anul acesta pentru a le putea pregăti suplimentar în adaptarea asta la noua realitate pe care o avem cu virusul peste noi.
Pe 17 aprilie a fost o zi grea pentru noi, pentru că a fost identificat primul caz al unui angajat de la noi. Trebuie să înțelegeți că noi avem sute de angajați, evident că dacă asta afectează comunitatea în care trăim, șansa este mică să nu afecteze și angajații noștri. Am început trasarea contactelor pentru a înțelege cine a interacționat cu acel prim angajat identificat. Au fost identificați parcurs, era weekendul de Paște, da? Era weekendul de Paște. Au fost identificați încă patru angajați, da? Pozitivi. Pentru că erau primele cazuri, am insistat din măsuri de prudență ca toți acei cinci să fie toate cele cinci prime cazuri să fie izolate la spital și să obținem grijă la spital. 21 aprilie, iarăși era marți, prima zi lucrătoare după vacanța asta, weekendul scurt de Paști, am emis comunicatul detaliat la 8 dimineața în care am descris cu lux de amănunte pe două pagini toate detaliile despre acest caz. Acum, unul din scopurile conferinței pe care o facem, vrem ca presa și publicul larg să se uite la pandemia asta și la situația actuală prin ochii unei afaceri care încearcă să supraviețuiască, încearcă să activeze în condițiile astea extrem de grele. Deci, închipuiți-vă, avem cazurile pe masă, evident că e o stare de panică în cadrul conducerii, în cadrul Consiliului, e o stare de undeva de derută, adică cum abordăm lucrurile mai departe. Și deși a fost o decizie posibil nu e cea mai, nu e cea mai sigură, nu e cea mai safe decizie, nu este decizia care e poate cea mai ușoară, noi am hotărât că o să testăm toată lumea. Vă dați seama, noi avem sute de oameni, împreună cu familia sunt mai mult de 1000 de oameni, da? Copii, soții, părinți, adică vorbim de mai mult de 1000 de oameni. Și noi totuși am hotărât că vom testa masiv majoritatea acestor oameni, da? Pentru a identifica toate cazurile posibile de infectare. Pentru că vroiam să profităm de perioada asta planificată de închidere a vinării de 2 săptămâni pentru a identifica toate cazurile posibile, de a izola pe toți acasă, da? Astfel ca să putem, după perioada asta de închidere planificată, lumea să revină la lucru doar dacă sunt confirmați ca negativi. Și mai important, am considerat că este un lucru important ca să prevenim infectările ulterioare și să ne asigurăm că acei oameni care sunt infectați, dar foarte posibil sunt presimptomatici sau asimptomatici, ca să prevenim agravarea sănătății lor, am considerat că e important ca ei să fie testați. Deci, începând cu marțea de după Paști, 21 aprilie, am început testările astea masive. Contractul cu laboratorul privat a fost făcut din timp pentru că am anticipat că ar putea fi cazul să avem nevoie de astfel de servicii. Da? Deci am început testările masive. Până la data de ieri au fost testate 174 de persoane, dintre care 77 au fost infectați. Este un număr mare, un număr care a apărut în medie, un număr care a fost foarte șocant pentru mulți. Sincer, a fost șocant și pentru noi, pentru că numărul era într-adevăr mare. Un lucru interesant, 83% din aceste persoane erau asimptomatice și aici vreau să fiu atent cu termenul asimptomatic pentru că ar putea fi presimptomatici, da? Dar oameni care nu arătau niciun fel de simptome. 5% din ei arătau simptome ușoare. Iarăși, cu toții înțelegem că posibil rata de prevalență a acestui virus, acum nu vreau să fac pe medicul, da, mă informez ca și voi din surse publice, din credere, dar toți ați văzut declarația guvernatorului din New York vineri, care a spus că estimarea lui este, în baza testelor de seroprevalență, că în New York sunt circa 3 milioane de oameni infectați, deci 21% din toți New Yorkezii. Și este o cifră foarte mare în același timp, fără a face careva speculații, posibil este indicativă asupra unei prevalențe mult mai mari în societatea în care trăim. Vă voi opri la asta mai târziu. Gândurile noastre, în primul rând, sunt cu acei colegi care sunt spitalizați, iarăși unii din ei au fost spitalizați din motive de precauție, ca să fie izolați din primele zile, dar inclusiv avem 3 persoane care
demonstrează un nivel de gravitate mai înalt a bolii. În mod normal, de obicei sunt persoane cu anumite comorbidități. Nu avem persoane în vârstă de fericire, inclusiv pentru că am limitat accesul la locul de muncă a persoanelor în vârstă peste 60 de ani după declanșarea pandemiei, da? Dar aceste persoane cu un nivel de gravitate înaltă, evident, sunt cazuri care ne preocupă cel mai mult. Evident că sunt foarte multe lucruri care trebuie să facem acum și suntem toți deportați și plini de lucru, lucrăm și zile și nopțile și un weekend, dar cred că dacă este un lucru care ne îngrijorează cel mai mult și unde, care consumă cel mai multă energie, este să ne asigurăm că acei colegi noștri în situații mai grave de la spital sunt îngrijiți și să ia sănătoși și bine din situația în care sunt. Vorbeam despre testări. Posibil testarea asta masivă pe care am făcut-o la Etulia este și de interes public, este una de interes național pentru că țin de siguranța publică. Statisticile arată că Moldova face mai multe testuri decât Albania, Georgia, Ucraina, care e un lucru foarte, foarte bun. Din păcate, suntem mult sub nivelul statelor baltice sau țărilor ca Germania, care au fost probabil printre cele mai de succes în limitarea sau în atacarea pandemiei. Da? Iarăși, aici vreau doar să spun că noi nu putem să înțelegem cum suntem Germania și înțelegem cum suntem nici măcar Estonia sau Lituania, înțelegem asta și înțelegem că statul are resurse limitate, de asta nu avem pretenții față de stat. Vreau să spun doar că considerăm că au și companiile o responsabilitate, business-ul tot are responsabilitate, să contribuie la testarea asta masivă. Nu cred că e rolul meu să vorbesc despre cazurile de infectare neraportate de către business, dar, mă rog, din informația pe care o avem, rata de infectare este una foarte mare. Foarte multe cazuri nu sunt raportate, sunt tăinuite, sunt păstrate în anonimat. Multe cazuri exercită presiune asupra angajaților pentru a nu raporta cazurile. Uite, noi am luat o altă abordare. Eu cred că eu nu vreau să-mi iau păcat pe suflet. Nimeni din colegii mei nu vor să ia păcat pe suflet. Eu cred că suntem cu toții responsabili. Nu o să reușim să câștigăm toți banii de pe lume, dar cu siguranță trebuie să facem lucru corect. Da, și în cazul dat, eu cred că lucrul corect este asta. De asta, chiar cu riscul de a ne face vulnerabil, știi, și arăta 10 de infecții, de infecții, de arăta ca să scrie tot felul de pseudo-analiști, uite că suntem un focar de infecții, da, eu cred că e lucru responsabil și lucru corect să facem ca să realizăm aceste teste, să identificăm oamenii infectați. Din fericire, iar după cum am spus, în cazul nostru, peste 80% ei sunt asimptomatici, dar să izolăm acasă ca ei să nu fie sursă de infecție pentru alții, da, și să îi îngrijim pe cei afectați. Asta e un lucru care ține de responsabilitatea noastră a tuturor. Acum trebuie să ne gândim la viața în realitatea asta nouă, normalitatea asta nouă. Eu cred că noi am avut un nivel de protecție destul de sofisticat, avansat la vinărie, la grupul nostru de vinărie, iarăși e confirmat de fapt încă o dată că din 7 platforme de producere pe care le avem, doar în una am avut un focar de infecții, iarăși nu vreau să speculez, nu știu de unde a venit focarul de infecții, admit că ar putea fi de la vinărie, admit că ar putea fi din comunitatea în care trăiesc oamenii, din... Vă dați seama, viața lăsată destul de compact, au loc tot felul de activități acolo. Deci nu vreau să speculez de unde a venit focarul de infecție. Vreau doar să spun că oricât de mult n-am fi făcut până acum, evident nu am reușit în totalitate să limităm impactul acestei infecții, de asta trebuie să facem și mai mult. Și acum spuneam că prioritatea noastră numărul 1 este să testăm oamenii și să avem grijă de cei afectați. Prioritatea numărul 2 este să ne redeschidem prin a respecta condiții și mai stricte de operațiunea locului de muncă. Da? Și iarăși ne gândim și la tuneluri de dezinfectare, ne gândim la separatoare, la
pentru personalul de birou, ne gândim la separatoare de distanțare socială pentru oamenii, pentru muncitori. Dotăm oamenii infectați cu oximetrie, oximetrile fiind un aparat destul de util pentru prevenirea complicațiilor, da? Deci avem o serie de măsuri pentru ca pe 4 mai sau oricând va fi data asta, când ne vom redeschide, să ne asigurăm că condițiile de lucru sunt cele mai sigure posibile, iarăși în realitatea asta nouă în care trăim cu toți. Ultimul lucru pe care vreau să-l spun e că, iarăși, motivul din care suntem atât de transparenți cu situația noastră și, sincer, eu cred că ne facem destul de vulnerabil cu transparența asta, este inclusiv pentru că vrem să invităm toată lumea la o dezbatere socială pe tema virusului, pentru că nu există o soluție simplă, da? Să stăm acasă, eu cred că e soluția corectă și cu toți am susținut-o. Întrebarea, cât de mult putem să stăm acasă? Dar pe moment dat apare tensiunea asta gigantică între colapsul economic iminent, care noi deja o vedem, disperarea socială, da? Și pe de-o parte, și sănătatea publică pe de-altă parte. Și nici noi nu avem soluția la asta. Eu sigur că guvernanții noștri nu au soluția la asta. Mai mult decât atât, guvernanții țărilor mult mai dezvoltate, mai bogate și mai sofisticate decât a noastră, nu au soluții la asta. Sincer, toți împreună trebuie să găsim o soluție și să ne adaptăm la normalitatea asta nouă. Doi, pe de-o parte, vrem și noi să strigăm, să scriem scrisori la stat și să spunem că ajutați-ne sectorul vinicol, ajutați-ne sectorul X, Y, Z, da? Ajutați IMM-urile, companiile mici și mijlocii. În același timp, înțelegem că e ușor să strige, ajutați-ne, pe de altă parte, suntem realiști, înțelegem că trăim în condiții în care veniturile fiscale probabil au căzut dramatic, nu știu, am auzit cifra 50%, deci noi înțelegem că nu sunt resursele astea ca toți să fie ajutați. Trei, vrem să ne gândim cu toții care e strategia noastră de exit din carantina actuală. Când putem reveni la muncă, cum putem reveni la muncă, care sunt noile condiții de normalitate, astfel ca să nu punem la risc colegii noștri și familiile lor. Da? Un alt lucru care ne preocupă foarte mult este cum ajutăm exportatorii, pentru că noi întotdeauna am fost Moldova, o țară mică, o țară cu economie deschisă, dar depindem foarte mult de exporturile noastre. Acum întrebarea e că trăim într-o lume în care lumea se închide tot mai mult, fiecare se închide în cochilia lui, dar toți își apără piețele lor, oamenii devin mai xenofobi, oamenii devin mai naționaliști. Întrebarea e cum ajutăm exportatorii noștri în condițiile astea de închidere masivă a pieților de desfacere. Deci întrebări sunt foarte multe. Sincer, noi nu avem răspunsuri la toate, dar sperăm ca, nu știu, mediatizarea cazului nostru, știi, transparența de care dăm dovadă, vulnerabilitatea de care dăm dovadă, sper să aducă la o discuție mai constructivă în spațiu mediatic, spațiu public, academic, pe care îl avem. Și înainte de a vă invita să acordați întrebările pe care le aveți, noi toți rămânem optimiști. Vreau să termin cu poza asta din vie, luată pe 16 aprilie, e un mugure de Merlot care, știți, ce nu s-ar întâmpla, via continuă să crească, mugurii continuă să înflorească și noi continuăm să lucrăm, sper în august, septembrie, octombrie, când e perioada de culegere la vie, să ne strângem strugurii, să facem vin, să continuăm să bucurăm consumatorii noștri cu vinurile extraordinare pe care le facem. Până atunci, noi cei din birou vom continua să lucrăm maximal posibil de acasă. Colegii noștri din producere sunt toți în izolare, în carantină, cel puțin până pe data de 4 mai.
iar via ea continuă să crească, nu știu, din păcate, o nefericire, via nu pot să o lăstare, nu poți să-i legi prin Zoom sau prin Skype și urmează să găsim o soluție să continuăm să o îngrijim chiar și în condițiile astea extraordinare în care trăim noi toți astăzi. Asta e tot ce am vrut să vă spun. Vă invit să dați întrebările pe care le aveți, vom încerca să fim maximal de transparenți și deschiși cu răspunsurile pe care le dăm. Ok, chat-ul în Zoom. Ok, da, prieteni, puteți scrie întrebările în Zoom sau întrebați direct. Întrebarea este: din ce dată ați închis vinăria și până când planificați să rămână oamenii în carantină? Da, uitați-vă, noi în fiecare an, de Paști, după Paști, închidem vinăriile pentru o perioadă de... E un mix de odihnă și reutilare. În perioada de după Paști, în mod normal sunt 3 zile de vacanță, dar în cazul nostru e lunea după Paști, e Paștele Blajenilor și 1 mai. Da? De asta, pentru că e număr mare de zile de vacanță, oricum am planificat închiderea asta din timp. De asta, din fericire pentru noi, nu avem ruperi de plan de distribuție, deci clienții noștri care sunt peste 30 de țări, își primesc producția. Și deci până pe 4 mai, care e o luni, noi la moment anticipăm să rămânem închiși și planificăm să redeschidem 4 mai în condiții ridicate de securitate. Încă o dată o să repet, planificăm să admitem la lucru doar oamenii care au trecut testul și sunt negativi la test sau oamenii care s-au recuperat între timp. Următoarea întrebare e: când planificăm terminarea testării angajaților la Etulia? Ieri s-au mai făcut, dacă nu greșesc, încă 27 de teste. Testele se fac în fiecare zi. Trebuie să recunosc că anumiți angajați sau membri ai familiilor lor refuză testarea, inclusiv pentru că le e frică să fie ostracizați dacă se află că sunt pozitivi sau le e frică să fie forțați în carantină. Trebuie să înțelegeți, majoritatea oamenilor sunt oameni simpli, sunt oameni, mă rog, țărani care muncesc la vie sau muncitori care muncesc la vinărie și, într-adevăr, e un efort mare, inclusiv să explici oamenilor importanța ca să fie testați și dacă să fie pozitiv, să stea bine acasă, sperăm fără simptome timp de 2 săptămâni și după asta să iasă ca un om, mă rog, sănătos, curat, nepericulos pentru restul, să iasă din nou la lucru. Următoarea întrebare. Bună ziua, ați menționat că nu cunoașteți contextul formării focarului. Cu toate acestea, există informații care vehiculează conform cărora angajații ar fi organizat o petrecere la vinăria sau în afară. Cunoașteți ceva despre asta? Da, în primul rând, eu vă rog frumos nu-i ca o critică, dar lumea când spune că există informații, e foarte important să ne uităm de la cine vine informația asta. Da, e doar o remarcă. Acum, noi am încercat, evident că noi facem investigările noastre ca să înțelegem ce s-a întâmplat. La moment, unica atestare de petrecere de care o știm noi a fost un domn tânăr, neangajat al vinării noastre, care a organizat, într-adevăr, o petrecere. Asta e unica petrecere de care știm, la care au participat mai mulți oameni, în unul din satele afectate. Nu vreau să dau prea mult detalii. Și mama dumnealui, într-adevăr, este o angajată a vinăriei noastre. Acum, nu vreau să speculez, să spun că asta e ruta prin care a venit virusul. Da? În Ceșmichiu, în Etulia, destul de multă lume lucrează în afară. Un număr de oameni au venit, s-au întors de la munci psihotare, în mod normal lucrează în Rusia, în Turcia, da? S-au întors acasă și credem că virusul
probabil a venit din afară. Eu cred că este o șansă mare. Una din ipotezele noastre a fost, iarăși pentru că facem investigările, este una din ipoteze a fost că virusul a fost adus de unul din șoferii de tir în pofida faptului că lucrăm cu ultraviolet toate pachetele de documente care în mod normal, vă dați seama, din facturile astea, tu schimbi facturile pe producție, da? Și, dar persoana, și aveam în scopul de securitate, aveam o singură persoană care lucra cu facturile astea, cu documentele. Și persoana, de exemplu, de la vinărie care lucrează cu facturile, cu documentele, care interacționează direct cu șoferii de tir. Și vă dați seama că e o vinărie mare, sunt zeci de tiruri care trec acolo. Deci persoana asta nu e infectată. Deci nu el a fost sursa infectării și iar și puterea noastră tot ce a fost nu a fost confirmată. Deci cred că sursa infectării nu a fost șoferii. Mai multe, din păcate, nu cunoaștem, iar și continuăm să investigăm, dar mai multe nu cunoaștem. Următoarea întrebare în rusă. Но человек может заразиться и после тестирования на COVID. Как быть в этом случае? Да, вы правы. Я согласен с вами. У нас нету какого-то элегантного или очень такого сильного решения в этом плане. В любом случае, мы считаем, что вот тот факт, что вот все люди будут протестированы до того, как будут допущены на рабочее место, это дополнительный какой-то фактор защиты. И при всех других мерах, которые мы принимаем, опять же, это маски, у нас будут вот эти визиеры, это, ну, понятно, там мытье рук, у нас везде там дезинфектанты, всем выдаются перчатки. То есть, ну, это, наверное, должно свести все-таки эти инфицирования на рабочем месте, это очень важно, на рабочем месте к минимуму. К сожалению, конечно, мы в меньшей степени можем контролировать, как люди отвечают вот всем этим нормам санитарным вне рабочее время. Вы же понимаете, люди ходят в церковь, люди ходят там друг к другу, люди ходят в магазин. Вы же понимаете, это же очень тесное общество там вместе. К сожалению, мы там их проверять не можем, но то, что мы можем делать, вот, например, мы всем выдаем вот листовки с правилами, как соблюдать нормы безопасности, там, значит, нужно еще больше инструировать, чтобы минимизировать риск заражения, в том числе вне винодельни. Колеги, а вас могут задать интервью, который был с Крисом, ну что так, мой сын шалт интервью, ярош, я говорю, что максимально транспарент, да, как есть, который вам интервью, как и компликатив на фи, но и с тем гадом, что распондим ла туати, для этого рук, сау скрит, сау адресация. Bine, eu vă mulțumesc foarte mult. Am rugăminte pe final. Uite, acum vorbesc pentru mine personal. Eu cred foarte mult în libertatea presei și cred că presa, într-adevăr, e sanitarul pădurii, dar și presa are obligația, știi, să ne ține pe toți în disciplinați, da? să identifice toate cazurile de importanță publică. Și eu rog presa în continuare, știi, să fie dură cu noi, dacă credeți că am făcut careva greșeli, să ne spună ce am putea face mai bine. Deci noi nu vrem să închidem gura presii. În același timp, eu vreau să înțelegi un lucru. Sunt mii de oameni care depind de succesul grupului nostru, mii de oameni și membri a familiei lor. Asta sunt angajații noștri, asta sunt membrii familiei lor, asta sunt furnizorii noștri. Avem zeci de furnizori, da, de la producători de sticlă până la producători de etichetă, până la companii de design care fac etichetele și dopuri și materiale agricole și așa mai departe. Da? Deci sunt mii de oameni care depind de noi. De asta, atunci când scriți cu titluri mari sau încercați să creați titluri senzaționaliste, gândiți-vă inclusiv la impactul pe care îl aveți. Iarăși, noi suntem extrem de respectuoși de libertatea presei, dar cred că este foarte important ca fiecare om, în special în condițiile astea de incertitudine extraordinare, de colaps economic iminent, ca toată lumea să fie extrem de responsabilă de ceea ce scrie, cum scrie și cum reflectează faptele. Din partea noastră,
eu promit în continuare că o să demonstrăm transparență maximală, nu o să ne ascundem de lumina zilei, pentru că la fel cum lampa ultravioletă, știi, nimicește bacteriile și virusii, la fel noi credem că lumina asta e cea mai bună soluție pentru oricare criză, inclusiv cea în care compania noastră s-a regăsit acum. Am fost rugat să mă prezint, îmi spune Vasile Tofan, eu sunt președintele Consiliului de Administrație. Vă mulțumesc pentru toată atenția voastră, vă urez o săptămână, o sâmbătă, duminică, cât mai bună, fiți sănătoși, dacă aveți luxul, stați acasă, dacă nu aveți luxul, stați acasă și trebuie să continuați să munciți, aveți grijă de voi și protejați-vă. Vă mulțumesc foarte mult!